bine te-am regăsit. Da, într-o formulă disco astăzi. Da, îți place? Da. Situația, să știi că nu este atât de disco. Aoleo, dar ce s-a întâmplat? Nota pe care mi-a dat-o Tibi m-a tot supărat și n-am putut să dorm și m-am tot gândit la asta. Și de la toată situația asta, ce crezi că am făcut? Ce ai făcut? Am stat pe telefonul meu până m-am plictisit și am luat telefonul iubitului. Și acolo am văzut un nume, Lisiana. Nu știam numele ăsta. Și am stat, am vorbit și cu un detectiv. Și mi-a zis vino la ora 12, mi-a dat locul unde să vin a doua zi. M-am dus. Ce am văzut acolo, nu vreau să vă spun. Ideea este că și mai tare m-a luat supărarea. O ce ori de umpluți împreună. Da, gogoș. Ideea este că i-am dat papucii și am aici, mi-am pus mănușile astea ca să fie curată treaba, să nu se vadă după ce i-am dat papucii. Am luat, eram în acest body, am luat și accesoriile astea două, le-am pus pe mine și m-am gândit să merg în Club 54, la noi aici este ceva nou care s-a deschis și am vrut să fiu, să sclipesc și la propriu și la figurat și să las viața tristă și să fiu bine. Deoparte. Te felicit, Odniela, și cred că ăsta e un mesaj care ar trebui să răsune așa în capul fiecăreia dintre voi. Să lăsăm grijile și supărările, să ne bucurăm. Altceva doream să discut cu tine, Odniela. Ai mai aflat ceva? Cum? Ai mai aflat ceva despre povestea asta? Da, nu știu, poate. Nu, despre show aș vrea să vorbim. Okay. Spuneai, mărturiseai faptul că este mult mai complexă această competiție decât ai fi așteptat vreodată. Da, mă așteptam să fie cumva mai multe ingrediente, să fie și greu, să fie și frumos, să fie, dar cumva am descoperit că e mult mai complex tot. Mm-hmm. Ce-mi place mie în toată chestia asta, mi se pare super provocator, că e mult mai complex față de cum mă așteptam. Mă așteptam ca emisiunea asta să fie super, cumva să te solicite super mult, dar nu e doar, adică nu doar hainele și momentele și povestea și și conexiunea și hainele și cum le, adică e arzi la foc de la mic, dar continuu. Da. Ce înseamnă complex? Adică? Uite, spre exemplu, mi-e greu cumva să fiu, eu nu sunt introvertită, sunt extrovertită, dar aici mi-a fost foarte greu, se uită Carmen Jurde, dar aici mi-a fost foarte greu să, mi se pare că de două ediții cumva sunt mai vocală. Pentru că mi-e foarte frică să nu rănesc, să nu jignesc, să nu se interpreze cu fetele, am chestia asta eu pe care trebuie să o depășesc și nici când tac și nu zic exact cum aș vrea lucrurile, nu mă simt ok. Și nici când le zic, încerc să le zic în așa fel încât să nu rănesc. Iar pe lângă asta mă gândesc că vorbim de ținute, vorbim de momente, mai zic de ținute. Am zis că dacă o să iau o notă care nu-mi convine, ok, asta e doar un concurs. Da, nu e așa. Adică le iau personal și încerc să găsesc soluții, să fac și muncesc pentru ținute și caut și vin cu variante și mă gândesc și mă, adică chiar nu iau competiția asta super în serios. E clar, e clar. Dar cred că e un pas înainte că am spus chestia asta și cumva m-am... Da, jumătate din problemă ar putea fi rezolvată. Eu știu când cineva te privește răutăcios, eu știu când cineva este rău cu tine, cum se simte. Și din chestia asta am foarte, foarte, foarte mare grijă când e vorba de fete mai ales. Am fost la un moment dat într-un concurs sportiv și știu cum este când lupți și când... cum a fost și treaba cu Ioana, pentru că mi-am dat seama aici, nu știu cum o să fie parcursul cu Ioana, dar e și foarte interesant că încă n-am avut, probabil că o să fie chestii, că o să fie situații pe care, nu știu, o să le întâmpinăm aici cu votatul, că e complex, asta spunem. Ioana? Îmi place foarte mult cum se reflectă luminile în sacou și în cizme și când ai defilat s-a văzut foarte frumos. N-am înțeles povestea, adică m-ai dus departe, m-ai adus înapoi, nu, m-ai pierdut. Tristețea de acolo a început tot ce m-am gândit să sclipesc și la propriu și la figurat, să merg să mă distrez într-un club. Da, nu știu, oricum, îmi place așa ținuta, dar nu
poate dacă mă duceam într-un club din ăsta de disco cu ceva tematică, poate, sau dacă era ceva, sau... Și dacă era un pic mai decupată, te văd așa, parcă prea încărcată la... Foarte mult asta și atunci am zis că decupată să mai fie unde. Mi se pare foarte sexy, nu are nevoie de niciun decupaj, de nicio crăpătură, de nimic. Mi se pare mai sexy decât cineva care are o fustă scurtă. Sau un decolteu adânc. Sau un decolteu adânc. Mulțumesc, Mădălina! Ascultăm chiar acum părerea juraților despre ținută. Otniela, te rog. Contează ținuta, am mai spus-o de foarte multe ori, ai un corp ușor de îmbrăcat. Griu cu negru e mână în mână, funcționează foarte bine. Aș fi renunțat la machiajul, dacă îmi dau seama de aici, e și am el doar cu un... glitter. Da? Era ideea de wet, de ceva, da, se pare, dar... L-aș fi lăsat cât mai curat și... Că n-am pus nimic pe... Da, știu, dar chiar și așa aș fi renunțat, pentru că ești destul de senzual, așa cum spunea Mădălina. Nu ai nevoie de o crăpătură, de un decolteu, de nimic. Așa a fost ideea, pe machiaj super simplu și părul era ududu, dar s-a mai uscat între timp. Da, să știi că deși respectă anumite clișee din astea care țin de o zonă locală de styling... Chiar că locală. Foarte locală de styling și asta mi-arată cât de prost și cât de greșit au interpretat, de exemplu, un Richard Quinn, care el este regele combinațiilor de tipul rochie cu mănuși la fel, blazer cu mănuși la fel, cu cizme la fel, cu poșetă la fel, cu bazma la fel, cu chiloți la fel, cu nu știu ce. S-au găsit aceste materiale care oricum nu flatează și care îngroașă foarte tare. Uite, tu ai un corp superb, foarte armonios și reușește cumva cizma să nu flateze deloc piciorul. Și nu e terminat, nu e finisat, adică puteai să nobilezi mult mai mult această salopetă, să o duci într-o chestie foarte mișto, cu niște platforme în picioare, renunțând la cizmele alea, renunțând la blazer și la mănuși și concentrându-te cumva pe salopetă. Puteai din nou să mixezi cu paiete și așa, doar că blazer, mănușă, cizmă, pe mine nu mă agită deloc. Și e păcat, pentru că puteai să faci o chestie mult mai kinkă. Mult. Am vrut să le suprapun, să încerc și un kitsch, ceva mai dar altfel. Dar nu e kitsch, iubita mea. Mai, să mă duc într-o altă zonă, într-un disco, suprapuneri, să fac asta ceva. Asta nu este kitsch. Ce ai făcut tu? A purta o paietă asortată cu altă paietă care e identică, nu înseamnă că ai construit un look nici măcar pe aproape de kitsch. Este doar, sincer să fiu, este o ținută care nu te avantajează, sacoul și cu cizmele, sunt un set și, atențiune, mie îmi plac seturile. Dar da, sunt un set nefericițel, rău, o combinație foarte pe vechi. Te referi la calitate sau la cum se așează ele și la cum tot e în combinație? Și. Măi, e foarte învechit styling-ul. Este învechit. Toată ținuta. Da. Este un meci pe vechi. N-am să virez fotografia în alb-negru, o las așa color și... Da, bravo. Hei, bravo, Niela, vorbește și cu cei de acasă. Nu știu ce să vă zic, sunt deja... Notele astea m-au supărat puțin, dar asta mă ambiționează și mai tare să fac variante și mai bune și să muncesc și mai mult. Așa că, dacă vreți să mă susțineți, 6 la 1206. Am greșit cu ceva 1206, nu? V-am pupat. Mulțumesc, Odniela. Și eu mulțumesc. Aveai încredere în ținuta aceasta, Odniela? Credeam oarecum că este o ținută bună, dar... Ai înțeles ce ți-au spus jurații? Aici, da. Am înțeles. Și acum mai crezi că este o ținută bună? Nu mai cred că este o ținută bună, dar încerc cumva să ies din o zonă pe care aș controla-o mult mai bine dacă aș veni cumva mai simplu, mai pe elegant, mai pe... cum am venit cumva la început. Încerc să
ies dintr-o zonă pe care o controlez și să mixez cu mai multe piese și să le suprapun și să le, cum am încercat și în gală să fac. Mă ambiționează treaba asta foarte tare, că sunt omul căruia dacă îi zici că n-a făcut ceva bine, încearcă de 50 de ori să facă mai bine. Și... Dar în egală măsură te și dezamăgește enorm. Da. Dar ușor, ușor, lucrurile o să... Avea Andau Dom o vorbă foarte bună de altfel, Capusus Prințeso, nu vrem să cadă coroana. Sunt super sensibilă, dar în același timp sunt super puternică, eu n-am cale de mijloc. Adică eu îmi pornește sensibilitatea asta, dar după aia o să vezi latura cealaltă în care o să fiu, adică nu mă culp pe urechi, să mă vedeți aici, nu știu, plângând cea temin de ediții sau vai ce victimă sunt niciodată. Doar că da, și în momentul ăsta am vine să plâng și în momentul ăsta sunt supărată și nu mă așteptam cu ținuta asta neapărat să iau notele pe care le-am luat. Și se trage cumva de la, deci toată chestia asta se trage de la doi ore pe care l-am luat de la tine.